Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreț ca să ne oprotească împotriva vrăjmașului pe drum. Căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste cei ce îl caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce îl părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Fraților și surori, aș vrea despre responsabilitățile părinților, pentru că suntem mulți părinți aici. Copiii, chiar dacă ne au, poate nu ne înțeleg, dar părinții ne înțeleg. Și lor le revine sarcina mare din partea lui Dumnezeu, marea onoare de a-și crește copiii în frica și teama lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm puțin. Una dintre responsabilitățile părinților este aceasta, cultivarea obiceiurilor sfinte la copiilor. Cultivarea obiceiurilor sfinte la copiii lor. Sunt multe responsabilități pe care le au părinții înaintea lui Dumnezeu. Sunt responsabilități materiale. Un părinte trebuie să asigure familiei lui, copiilor lui, hrană, îmbrăcăminte și protecție, un acoperiș deasupra capului. Sunt responsabilități afective. Părintele trebuie să ia și iubire copilului său. Sunt și responsabilități sociale. Trebuie să-i asigure o educație. Și sunt și responsabilități spirituale. Noi trebuie să creștem în mustrarea și în învățătura Domnului. Acum, dintre cele spirituale, binecuvântarea copiilor este o responsabilitate care trebuie să o avem. Și nu numai aici în față, când aducem copiii să-și pună slujitorii mâinile peste ei și Domnul să-și pună mâna peste ei. Nu doar asta înseamnă o binecuvântare reală, valabilă la copiilor. Tu, ca tată sau ca mamă, trebuie să-ți binecuvintezi copilul toată viața lui. Să crească în umbra binecuvântării tale de mamă și de tată. Domnul să ne dea înțelepciune, să înțelegem. Pe lângă binecuvântarea copiilor, trebuie să cultivăm în el un caracter sfânt, un caracter ca lui Hristos. Și asta implică mult, mult, mult de muncă din partea noastră. Ca să modelăm o gândire spirituală, o vorbire spirituală, o înfăptuire spirituală. Asta ia mult timp. Dar aceasta depinde foarte mult de cultivarea unor obiceiuri sfinte în familiile noastre, în dreptul copilașilor noștri. Dacă noi, cum spunea fratele Durbran, luăm ramura de când este fragedă și o îndreptăm către Hristos, omul întreg va crește spre Hristos. Eram copil și era un băiat aproximativ de vârsta noastră și nu era adus de părinți la biserică pe următorul motiv. Când era mic, era prea mic și nu înțelege. După ce a crescut puțin, era obosit și doar. A mai crescut puțin și nu mai era obosit, dar avea de învățat pentru școală. După ce a finalizat cu studiile, învăța limba engleză și o învăța acasă la film.
Așa că părinții au crescut un copil, un om, un om matur, că acum este om matur, pentru diavolul, pentru lume și pentru ea. El nici acum nu înțelege că trebuie să meargă la biserică. Pentru că părinții lui au găsit scuze ca să nu-l ducă la biserică. Ori mersul la biserică este primul dintre obiceiurile sfinte pe care îl amintesc aici. Deci cultivarea unor obiceiuri sfinte, am extras din textul acesta din Ezra, care l-am citit și nu numai din el, ci și din alte versete din Cartea Ezra, primul obicei care trebuie să cultivăm în inima copiilor este obiceiul de a merge la casa Domnului. Domnul să ne ajute. Fraților și surori, găsim aici și vă citesc versetul 15 din Ezra, din capitolul 8. I-am strâns, spune Ezra, la râul care curge spre Ahava și a tăvărât acolo 3 zile. Păi, dacă i-a strâns acolo, au mers numai bătrânii, sau numai oamenii maturi, sau numai părinții? Nu! Erau și copiii cu ei. În Neemia, ni se spune că i-a adunat Ezra, Neemia în capitolul 8, zice versetul 1, când a venit luna 7-a, copiii Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om, pe locul deschis dinaintea porții apelor. Și versetul 2. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Deci copilul stă la mama și copilul, cum zicem noi, ar fi frumos să fie și tata și copilul, dar așa îi zicem de obicei, mama și copilul, stă acolo până este în stare să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Din momentul în care el este în stare să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să intre în casa Domnului. Ca să-l pună la inimă, ca să-l înțeleagă, ca să-l memoreze și ca Domnul să-l ajute în viață să aibă o creștere bună spirituală. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Deci observați că obiceiul de a participa la slujbele divine, la casa Domnului, este foarte vechi. Mai bine să plângă în adunare decât să plângă acasă, fraților și surori. Ce că deranjează? Și pe Domnul Iisus credeau ucenicii la un moment dat că îl deranjează părinții că au venit cu copii, erau prea mulți, erau prea gălăgioși. Dar Domnul a zis, nu, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, că împărăția cerurilor este a celor ca ei. Observați că Domnul chiar are dorință copiii să participe la slujbele divine și să vină la casa Domnului. Amintiți-vă de Domnul Hristos că la vârsta de 12 ani este dus la templu și rămâne în templu. Și acolo se discuta despre cuvântul lui Dumnezeu și Domnul stă acolo cu un copil de 12 ani. Amintiți-vă că mai târziu, fraților și surori, și foarte important ceea ce vă spun pe Biblie. În capitolul 2 din Luca mi se spune despre Domnul Hristos că după ce părinții l-au găsit în templu și l-au luat la loc și au zis tatăl tău și cu mine, i-a zis mama, eram foarte îngrijorați. Și în momentul acela, la 12 ani, Domnul Hristos i-a atras atenția mamei sale, dar numai el a avut dreptul acesta. Noi n-avem, că nu suntem copii fiul lui Dumnezeu. El este fiul lui Dumnezeu. Atunci i-a atras atenția mamei sale și i-a zis, tu îmi zici de tata? Eu am alt tată. Să știi că eu am alt tată. Tatăl meu este în cerul și el are o casă și asta se numește templul lui Dumnezeu și eu sunt în casa tatălui meu. Acolo, la vârsta de 12 ani, Hristos Domnul s-a desprins în mod oficial de tatălui pământesc. În nunta din Cana s-a desprins în mod oficial de mama lui pământească. Pentru că i-a zis, femeie, ce am eu a face cu tine? Ce am a face e cu tatăl meu din cerul, cu misiunea mea pe care mi-a dăruit-o el. Din momentul acesta tu îți dai seama, femeie, ce faci? Eu o să fac o minune și involuntar mă voi
voi duce spre Ierusalim, spre răstignire, spre moarte și sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Îți dai seama ce faci? Nu îți dai seama, dar rămâi femeia. Nu ești, ești mama mea și nu ești. Ești o femeie, până la urmă o să fii mama altuia, mama lui Ioan. O să te dăruiesc ca o mamă adoptivă altuia. Dar, fraților și surori, nu vreau să mă abat de la subiect. Obiceiul de a participa la slujbele divine, de a merge la casa lui Dumnezeu, s-a înrădăcinat așa de adânc în inima lui Hristos, versetul 51 din Luca 2 spune așa. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dar priviți ce spune versetul 41. Părinții lui se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Deci e foarte clar că timp de 12 ani în fiecare an Hristos Domnul mergea la casa Tatălui Său, la templu. Apoi au venit ceilalți ani și până la asta de 30 de ani el a avut participări frecvente la casa lui Dumnezeu plus pe lângă templu la sinagoga din Nazaret. Așa de mult i-a intrat lucrul acesta în sânge, spunem noi, încât în capitolul 4 din Luca, versetul 16, spune așa. A venit în Nazaret, unde fusese crescut. Era locul copilăriei, era locul tinereții lui Hristos. Și zice așa, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Mergea el odată pe an la templu la Ierusalim. Dar fiecare săptămână, în ziua sabatului, Hristos era dus de părinți la sinagogă, la casa lui Dumnezeu, să audă legea citindu-se. Nu era templu, era sinagogă. Templul era unic, sinagogile erau peste tot, erau case de rugăciune. Ori Hristos era dus în fiecare săptămână la sinagogă și acolo știa că se prezintă Dumnezeu. Uite ce important este obiceiul de a veni la casa Domnului. Al doilea obicei, extras tot din Ezra, din cartea aceasta frumoasă. Obiceiul de a citi din cartea Domnului. Capitolul 7 din Ezra, cu versetul 10. Căci Ezra își pusese inima să atâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni din mijlocul lui Israel legile și poruncile. Și mergem în Neemia să vedem ce a făcut acest Ezra care și-a propus lucrurile astea uimitoare. Am și citit versetul 1, când a venit luna 7-a, poporul se adună și spun lui Ezra, adă cartea legii. Și Ezra o aduce. Versetul 2. Preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită, spunea din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a 7-a și ascultați versetul 3. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază. Acum, fraților și surori, dați-mi voie să vă întreb. Ce copil, nu mai zic părinte, rezistă de dimineață și până la amiază să audă pe cineva citind din carte? Citești, 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 citești. Câteva ore. Așa spune aici. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază pe locul deschis dinaintea porții apelor. În fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Aici sunt copii în cadră. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții legii. Extraordinar. Versetul 5. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, că stătea mai sus decât tot poporul. Și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeu cel mare și tot poporul a răspuns ridicând mâinile. Amin, amin. Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Versetul 8. Ei citeau de sfârșit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Deci li se citea cartea, Ezra o citea, și erau aici în versetul 7 câțiva preoți care preluau ceea ce citea Ezra și explicau poporului. Deci aceștia erau oamenii care explicau Biblia. Un fel de predicatori, așa cum avem noi astăzi.
Dar uite, obiceiul de a citi din carte l-a avut Ezra din familia lui și l-a transmis mai departe în familiile evreilor. Mă uitam aici. Gândesc la capitolul 8, versetul 21 și am făcut un calcul, spune acolo câți au venit, totalul a fost de 81.000 de oameni și 706. Deci 81.000 de oameni au stat să asculte cartea legii citită de Ezra și predicată de el. Ceva extraordinar, o adunare extraordinară. Și în mulțimea aceea Dumnezeu vorbea prin cartea legii, prin cuvântul lui Dumnezeu. Mă întorc la Domnul Hristos, pentru că El este etalonul nostru. În Luca, în capitolul 4, spune în versetul 16, după obiceiul său a intrat în sinagogă și se poate adăuga după obiceiul său s-a sculat să citească, pentru că el citea frecvent în carte. La un moment dat au venit învățătorii ai legii să-i pună întrebări și el le spune, cum citești în carte? Cum este scris? El îi lua la rost. La 12 ani deja știa așa de multe din cartea lui Dumnezeu, învățat fiind de părinții lui pământești, încât stătea și asculta pe bătrâni în templu și le punea întrebări și ei se mirau de înțelepciunea lui. Am întâlnit un copil nu de mult în țară, când am fost într-o misiune în zona Arabului, un copil de aproximativ 7 ani, care a terminat clasa întâia și prima carte care a citit-o a fost Biblia. Și spune, frate, eu anul acesta am învățat să citesc în abecedar, anul acesta am citit cartea odată de la cap la coadă. Rar găsești astfel de copii. Să poată să citească, dar rar găsești oameni mari să citească Biblia de la cap la coadă. L-avem pe fratele Zaharia Bica la Cluj, un om al lui Dumnezeu, are undeva la 60 și ceva de ani și a citit Biblia de 60 și ceva de ori, că a zis că e rușine să aibă atâția ani și să n-aibă Biblia măcar o dată pe an citită. Și a acoperit și anii aceia din copilărie în care n-a citit. Și de 60 și ceva de ori el a citit Biblia. L-avem pe fratele Nerutiut pe care îl cunoașteți. Am fost cu el împreună aici. El de când s-a îmbolnăvit cu pleoapele, cu ochii și a știut care probleme grave acolo, a zis, Doamne, poate nu o să mai reușesc să citesc Biblia. Și în decurs de 6-7 ani a citit Biblia de aproape 20 de ori. Că a zis, mă, ca să o depozitez în inimă pe atunci când nu o să mai văd cu ochii, s-o am aici adunată. L-am avut pe fratele Simionu, care a plecat la Domnul și care a făcut ferveniță câteva Biblie, așa de mult citea în ele. Și când a început să citească, era copil și se ducea cu vitele și cu oile la păscut și veneau copiii de la școală și arătau litera A și litera B și el a învățat o Biblie și căuta A, 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 căuta acolo Biblie, litera. Și după aceea, următoarea și următoarea și următoarea și a început să citească pe silabe și până la urmă să facă ferveniță o Biblie, să o citească continuu și Domnul să toarne prin el belșug de informație divină, destul de la Duhul Sfânt. De ce? A avut obiceiul de a citi în Cartea Sfântă. Într-o zi când am mers la el, am întrebat de câte ori a citit în viață Biblia și a zis, tu ai numărat câți pași ai făcut ieri pe drum. Nu, nici eu n-am numărat de câte ori am citit Biblia de la cap la coadă. Și o știa de multe ori cu virgulă, o știa cu linie, cu punci. Că să zice, stai, oprește-te acolo, e o virgulă, de ce te grăbești? Și-l oprea pe om. Și se supăra așa de tare, că avea un respect așa de mare față de Scriptură, încât de multe ori l-am auzit în biserici, multe. Citea, zice, citește fratele acolo, citea. Zice, vai, zice, cum scrie, nu citești și cum nu scrie, așa citești. În ce Biblie citești, frate? Îl lua pe frastare, pentru că avea respect față de Cuvântul lui Dumnezeu. De unde a pornit totul? De la un obicei din copilărie de a citi în carte. Uite ce important este, fraților și surori, să-i obișnuim pe copii să citească. Har Domnului, avem acum Biblia copiilor. Pe vremea mea era o Biblie adusă de prin America, tradusă, și aia era singura Biblia copiilor. Acum avem zeci de variante de Biblia copiilor, și în română, și în italiană, și în engleză, și în franceză, și în ce vrem, și în chineză, dacă vrem. Avem variante câte vrem, fraților și surori. Numai să ne dăruim la copii cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta.
Un al treilea obicei extras din cuvântul Domnului, obiceiul de a se ruga. Versetul 21, acolo la râul Ahab am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era nostru. Să se uite copiii și să-i vadă pe părinți cum se roagă, e un lucru uluitor, fraților și surori. Învățați-vă copiii cu rugăciunea, să vă vadă puși pe genunchi, să vă vadă cu ochii închiși. Că s-a întâmplat într-o familie că un copil nu și-a văzut părinții cu ochii închiși la rugăciune. Nu. Și el n-a învățat ce înseamnă rugăciunea. Dar l-au învățat așa învățătorii de la școala duminicală ce înseamnă Tatăl nostru. Și s-a dus undeva într-o familie și deja era destul de mărișor copilul. Și l-au pus să se roage și n-a știut să se roage. Și s-a rugat Tatăl nostru. N-a fost rău. Dar s-a rugat cu ochii deschiși și la un moment dat s-a oprit și au zis, văd un șoarece. A ieșit un șoarece din focală. Părinții n-au știut să învețe, să se roage, să închidă ochii la rugăciune, să renunțe la tot ce înseamnă simțurile acestea cu lumea exterioară, contactul lor cu lumea exterioară și ațintirea privirilor inimii către Dumnezeu din cerul. Aici, la râul la Hava, 3 zile au stat. Ei nu au avut tabletă, n-au avut telefoane, n-au avut laptopuri să le pună jucării în brațe la copii și să spună, lăsați-ne să ne rugăm. S-au adunat copiii cu părinții și au început să strige către Dumnezeu și să spună, Doamne, pe drumul nostru sunt pericole, păzește-ne Dumnezeule! Fraților și surori, copiii trebuie să învețe să se roage, fraților. Și dacă părinții nu se roagă, sigur copiii nu se vor ruga. Pe Domnul Hristos îl vedem și are, nu știu ce să zic, sunt anii aceștia de tăcere din viața lui Hristos. Cine poate să spună ce a făcut Domnul Hristos de la vârsta de un an? Și până la vârsta de 30 de ani, afară de paranteza de la 12 ani, cine știe să spună ce a făcut Domnul Hristos în perioada asta? Nimeni nu știe. Absolut nimeni. Dar dacă citim în Evrei, ne mirăm și ne minunăm că Duhul Sfânt ne descoperă lucrul ăsta. Și spune în Evrei despre Domnul Hristos, că El este Cel care în timpul, Evrei capitolul 5:7, El este Cel care în zilele vieții sale pământești. Asta înseamnă și la 20 de ani, și la 25 de ani, dar înseamnă și la 7 ani, și înseamnă și la 4 ani, dacă am învățat să se roage. Aducând rugăciuni și cere, cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să le zbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiul învățat să asculte. Deci observați, Domnul Hristos ce a făcut până la 30 de ani, s-a rugat. Și de aceea Evanghelia după Luca se numește Evanghelia rugăciunii. Pentru că Luca dintre toți patru evangheliști îl surprinde pe Hristos în momentele Lui de rugăciune. La botez se roagă și când se ruga se deschide cerul și coboară Duhul Sfânt. Când se duce în pustie să fie ispitit de Duhul, de diavolul, se roagă. Mai târziu la schimbarea la față, pe când se ruga, îi se schimbă înfățișarea. Luca notează alte și alte și alte momente în care Hristos merge în locuri pustii și se ruga. În Ghețiman se roagă, pe cruce se roagă. Hristos, Domnul, a fost deprins de când era copil cu obiceiul rugăciunii. Fraților și surori, altceva nu putem să oferim copiilor noștri decât asta. Obiceiul sfinte și Domnul să ne ajute. Pentru că înăuntru lor, numai Dumnezeu poate să intre și să-i schimbe. Noi avem, cum spunea cineva, un filozof creștin, Dumnezeu lasă în familiile noastre niște pui de-a lui Adam, de-a lui Adam din grădina Edenului. Și ăia au o inclinație naturală către șarpe. Și noi trebuie să-i smulgem din ghearele șarpelui și să-i dăruim lui Hristos. Dar cum putem să o facem? Ne rugăm pentru ei, îi ajutăm cum putem, din toate punctele de vedere, dar în special îi învățăm obiceiurile acestea sfinte. Și mai degrabă îl vor întâlni pe Dumnezeu la o rugăciune decât la o bârfă cu prietenii afară. Dar dreptate. Domnul să ne
ne ajute și să ne înțelepțească. Mergem mai departe și pe lângă obiceiul de a se ruga, există și obiceiul de a crede. Trebuie să învățăm pe copii să creadă, să creadă. Versetul 22, zice Ezra aici, era rușine să cer împăratului oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească. Că i-am spus împăratului, mâna Dumnezeului nostru este tot ce îl caută. Și să meargă Ezra și să le zică copiilor, părinților, băi, n-avem nicio gardă de însoțire, Dumnezeul cerurilor să ne păzească. Și Dumnezeu i-a păzit. Dar copiii au fost învățați să creadă în protecția lui Dumnezeu. În Austria a fost o familie care avea mai mulți copii. Unul dintre copii avea o mare frică de câinele unui vecin. Ce mama, așa e frică de câinele la mama, nu știu ce să mai fac, cum ies din casă, cum câinele la gard și mai să rupă gardul să sară pe mine. Ce mă fac, mama? Roagă-te, i-a zis mama. Și crede că Dumnezeu te ascultă, mă ascultă, te ascultă. Și vine bucuros băiatul într-o zi, mamă, nu mai vine câinele la poartă. Dar ce s-a întâmplat? O murit și m-a ascultat Dumnezeu. Și mama a zis, taci, nu cumva să te audă vecinul că ne pune să-i plătim câinele. Dar uite că l-au învățat să creadă. L-au învățat să creadă. Într-o familie din Rusia, trebuiau să-și aducă din mari depărtări apă pentru familie și era foarte greu. Și au încercat să sape în curte și fără niciun rezultat, o groapă mare acolo și nu era apă. Și copilul a venit, o fetiță era printre copii și a zis către mama, dacă ne rugăm și credem, Dumnezeu ne dă apă să nu mai mergem până acolo peste deal și să... Da, zice, dacă credem și ne rugăm, Dumnezeu ne ascultă. În fiecare dimineață când pleca la școală fetița asta, lua un bilețel și scria, Doamne, trimite apă în fântâna noastră și o arunca în groapă. Și azi așa, și mâine așa, și voi mâine așa, părinții au și uitat să se mai roage. Mergea bietul tata cu căruța și aducea apă și asta e ce să facem, nu putem face altceva. Dar fetița se ruga și credea în numele Domnului că se poate rezolva o problemă ca aceea. Și ce s-a întâmplat după două săptămâni, într-o dimineață când a ieșit ea pe ușa casei cu bilețelul să-l arunce în fântână, fântâna era plină de apă și bilețelele ei pluteau pe fața apei. A fost învățată, dar direct de Duhul Sfânt, că părinții n-au slăbiciuni, n-au și la părinți, ce să spui? N-au putut părinții să-i spună, măi, crede, că ei nici nu mai credeau. Dar direct Duhul Sfânt a venit și a învățat-o să creadă. Uite, obiceiul de a crede cuvântul lui Dumnezeu trebuie sădit și în inima copiilor. Și de multe ori ei ne fac de rușine și cred mai multe decât noi, fraților. Din Biblie și din promisiunile lui Dumnezeu. Era fratele Tinu Iepure din Bistrița, un om al lui Dumnezeu, soția lui era bolnavă grav, avea cancer, doctorul spunea că trebuie să o ducă acasă de urgență, că va muri. Și ce s-a întâmplat? Rugăciune în stânga, în dreapta, frații se rugau. La un moment dat, fratele Tinu ajunge la o rugăciune undeva la o soră bătrână. Sora aceasta zice, m-a mirat, frate, zice, în timp ce ne rugam aici, se rugau și la voi acasă copiii. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea unei fetițe. Era o fetiță mică, mică. Și a strigat, Doamne, dă-mi-o pe mama, trimite-o pe mama acasă că mi-i dor de ea. Și zice, Dumnezeu, așa am văzut că i-a ascultat rugăciunea fetiței acelei. Fratele s-a bucurat, s-a dus la spital să vadă cum e starea soției lui. Soția lui era vindecată, fraților. S-a dus în Cluj să-și cumpere de-ale mâncării, să-și cumpere cadouri la copii. Mergea acasă, o mamă sănătoasă. A întâlnit-o cineva la magazin și-o zis, ești cumva soră cu sora aceea din spital? Zice, nu, eu sunt sora din spital. Dumnezeu m-a vindecat. Slăvit să fie Domnul. Uite că Dumnezeu ascultă și rugăciunea copiilor și lucrează și pe baza credinței copiilor. Aici au fost implicați și copiii. Era o problemă, era o criză, trebuia ca Dumnezeu să ofere protecție. Ezra i-a chemat pe toți și a zis, copii, părinți, Dumnezeu ascultă și pe voi. Numai credeți că Dumnezeu trimite îngerii lui. Și Dumnezeu spune, mi-a dat ceea ce ceruse. Slăvit să fie Domnul.
Și apoi ultimul lucru, ultimul lucru, cei care l-am extras tot din cartea Ezra, obiceiul de a posti. E bine să-l aplicăm și la noi, dar și la copilașii noștri, fraților și surori. Spune aici în 21, acolo la rugul Ahab am găsit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru și au fost implicați toți, toți. Și mi-amintesc de un caz din Bistrița, pe vremea comunismului, un frate a fost prins de jandarmul din sat că a tăiat un vițel pentru o nuntă din familie și jandarmul foarte divaci, foarte viclean, pașin de-a dreptul, s-a dus și a zis fratelui că are nevoie de o bucată de piele, că vrea să-și facă o haină și așa mai departe. Și fratele a căzut în cursă și a rădat pielea vițelului care a fost tăiat. De vremea aceea, un comunist nu era voie să tai vițel decât dacă îl declarai la primărie și dacă primeai aprobare. Ori aprobare nu exista. Și atunci jandarmul a luat bucata aceea de piele și a zis, nu-i nimic, de bază la bucata asta de piele, eu îți fac un dosar și te duci în închisoare. Ești pocăit, eu nu-i suport pe pocăiți, te-am rezolvat. Fratele și-a adunat în jurul lui familia, copiii, soția. Și au zis 3 zile postit înaintea lui Dumnezeu, că e mare nenorocire peste noi. Dacă voi nu vă rugați pentru tata, tata pleacă de acasă. Și nu știu când mai vin, poate mor în închisoare, nu mă mai vedeți niciodată. Și atunci copiii au fost de acord și au intrat înaintea lui Dumnezeu în post și în rugăciune. N-au dat de mâncare nici la animalele din boiată și din coteți, nici vacile, nici porci, nici găinile. Strigau animalele, strigau copiii, strigau părinții. Doamne, ajută-ne, scapă-ne, Dumnezeule! Și după cele 3 zile de post, jandarmul a fost lovit de mâna lui Dumnezeu pe când se afla în curte și a căzut jos mort. Imediat a venit alt jandarm, i-a luat locul și a venit cu dosarul tremurând la fratele acasă. Și-o zis, în fața ta îl rup și la rup. Te rog frumos, nu te ruga să nu pățesc ceva. Fraților și surori, e foarte important să înțelegem aceste lucruri. Eu rămân la gândurile acestea care le-am avut din Biblie, dar haideți să o luăm foarte în serios. Cu venitul la biserică, cu rugăciunea, cu citirea cuvântului, cu postul înaintea lui Dumnezeu, cu credința. Despre cântare, n-are rost să vă mai zic că știu că voi cântați, sunteți o biserică de cântăreți. Și aici Domnul m-a dat mari miluințe prin cântare. Dar Domnul să ne ajute aceste obiceiuri sfinte care le-am amintit, să le avem fiecare în familie.